Conferința de presă de astăzi a PNL Giurgiu a adus câteva elemente de noutate în politica locală. Cu această ocazie a fost anunțată desemnarea deputatului Florian Nicolae în funcția de președinte al organizației municipale a PNL, precum și înscrierea doctorului Ladislau Pic în formațiunea liberală. Nu în ultimul rând, echipa a fost completată de psihologul Monica Lăceanu. În ședința birourilor politice de miercuri, acum două zile, s-a votat la propunerea celor doi copreședinți numirea în funcția de președinte interimar al organizației municipale Giurgiu a PNL a domnului deputat Nicolae Florian. Așa cum v-am anunțat în urmă cu o săptămână, în aceste ultime zile s-au parcurs pașii procedurali impuși de regulamente și statutele noastre, astfel încât ceea ce era preconizat să se întâmple s-a întâmplat așa cum scrie la carte. Au fost făcute lucrurile în ordinea lor firească, așa cum se întâmplă de obicei lucrurile la noi și cum ar trebui să se întâmple peste tot. Așadar, începând de astăzi, domnul deputat Nicolae Florian se prezintă în fața noastră în calitate de președinte al organizației municipale a PNL. Mi-a plăcut foarte tare sloganul pe care l-a promovat președintele Iohannis, un altfel de politic. Este un lucru în care eu personal cred. Este un lucru pe care cred că a venit timpul să-l și implementăm. Îmi doresc să ducem într-un alt nivel dialogul dintre politicieni, nivelul discuțiilor, proiectele pentru ceilalți și îi invit pe colegii mei din politică să avem așa un soi de duel al ideilor. Asta, așa cum este cum a rămas de altfel în Parlamentul Marii Britanii de la început, distanța dintre cele două tabere este distanța simbolică dintre două săbii, astfel încât ei niciodată, indiferent care ar fi duelul verbal, să nu treacă limita, și mi-aș dori, repet, de la toți colegii mei, să încercăm să păstrăm niște limite ale respectului și ale bunului simț. Și în ceea ce privește partidul, aici să primeze competiția internă și cei mai buni să fie promovați, iar în ceea ce privește celelalte formațiuni politice, să fie între noi o concurență și cei care beneficiază să fie, de fapt, cetățenii. Am ales această cale. Am considerat că împreună putem să facem o echipă puternică care să fie învingătoare. Îi asigur pe noi mei colegi liberali că în situația în care, așa cum noi cu toții dorim și vrem ca domnul deputat să candideze la primăria municipiului Giurgiu, să-l ajut și să-l ajutăm cu toții să schimbăm fața orașului, să aducem un suflu nou de echipă care să fie și să răspundă așteptărilor giurgiuvenilor și a județului. Așa cum Monica a afirmat, și eu fac parte din Clubul Rotary. Nu este niciun secret, este o organizație deschisă, transparentă și care nu are niciun secret față de nimeni dintre dumneavoastră. Am fost președintele acestui club într-o perioadă în urmă cu 2 ani de zile. Vă reamintesc și mă mândresc cu acea realizare a fântânii de la intersecția de la Daia. Asta pe un plan. Pe plan social, sunt membru fondator al Asociației Uniți pentru Giurgiu și vicepreședinte al acestei asociații, în care
încercăm să aducem cât mai aproape de noi și de giurgiuveni, cei care au deschidere, să fim mai aproape și împreună uniți să învingem. Deputatul Florian Nicolae a prezentat mai multe amănunte despre adoptarea noului cod fiscal. El a scos în evidență importanța acestuia pentru mediul de afaceri. Aș dori să vă spun că este un moment de mulțumire pentru Partidul Național Liberal. Este rezultatul unor consultări realizate la inițiativa Partidului Național Liberal. Cu acest nou cod fiscal se impune simplificarea fiscalității și crearea predictibilității într-un cadru financiar bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului economic privat și public. Orice măsură de reducere a poverii fiscale pentru agenții economici este binevenită, așa cum s-a întâmplat și cu reducerea contribuțiilor asigurărilor către bugetul consolidat al statului, a CASE-ului, de la reducerea lui pentru angajator. A fost o reușită și asemenea consider că și reducerea TVA-ului începând cu 1 ianuarie 2016 de la 24% la 20%, precum și începând cu 1 ianuarie 2017 de la 20% la 19%, consider că este o acțiune binevenită pentru mediul de afaceri și pentru încurajarea mediului de afaceri românesc. Știrea care a atras cel mai mult atenția presei a fost totuși cea referitoare la preluarea conducerii organizației municipale a PNL de către deputatul Florian Nicolae. Inițiativa a fost a mea și a lui Nelu Simion. Noi am vorbit primii despre această problemă, noi am prezentat problema ca sugestie, ca idee, ca inițiativă, dacă vreți, celor doi copreședinți încă de acum două săptămâni. Deci și-au însușit această problemă, iar eu, ca un soldat disciplinat, în calitate de purtător de cuvânt, am cerut permisiunea să fac public acest lucru, acești pași, să-i fac publici, tocmai pentru ca informația să circule în mod oficial și să evităm acea tentație de, am aflat pe surse, să pregătește ceva acolo, ceva putred la PNL, nu-i nimic putred. E ceva pe față. E ceva ce am hotărât cu toții. Și sincer, mie chiar mi se pare un lucru, nu, mi se pare în prima clipă, un lucru normal. Eu nu consider pe cei doi copreședinți ai organizației municipale a PNL, Giurgiu, îi consider ca făcând un pas în spate. Domniile lor sunt tot cu aceleași atribuții, vom fi împreună și încercăm să reconstruim o echipă frumoasă, o echipă unită și aproape de oameni. Asta am spus permanent și o repet până când se va înțelege bine. Deci nu mă interesează poziția de președinte într-o organizație, mă interesează să fac parte dintr-o organizație puternică, unită, așa cum am demonstrat și la celălalt partid pe care cred eu că l-a reprezentat până într-un anumit moment, cu respect, cu dragoste, Partidul Social Democrat. Nici acolo nu mi-am dorit funcții de conducere, cum de altfel nici aici nu doresc. Dar dacă Partidul Național Liberal dorește ca eu să zic să activez mult mai energic și să fiu mult mai activ pentru reconstrucția acestei echipe, sigur eu voi participa, voi depune toate eforturile, mai mult decât atât voi trata acest partid și conducerea acestui partid și la nivel de județ și la nivel de municipiu cu maxim respect și maximă seriozitate. Eu nu-i consider ca făcând un pas în spate, ci consider că mi-au dat un vot de încredere pentru a participa la această reconstrucție. Iar referitor la ce vorbeam de avantajele care le aduce noul cod fiscal pentru bunăstarea mediului de afaceri și a cetățenilor, vreau să vă spun că în acest moment cetățenii giurgiuveni sunt triști din lista locurilor de muncă, iar noul cod fiscal, nu știu dacă creează neapărat, rezolvă problema noilor locuri de muncă. Noile locuri de muncă le pot rezolva autoritățile locale prin crearea de infrastructuri și mediu adecvat pentru o afacere bună. Și asta înseamnă parc industrial, asta înseamnă sprijinirea zonei libere și încurajarea mediului de afaceri să se organizeze în zona liberă, să se organizeze în parcuri industriale. Un singur parc industrial este insuficient pentru orașul nostru.
se dorește un parc industrial în apropierea zonei libere, se dorește un parc industrial chiar și în județ, se dorește încurajarea mediului de afaceri, atât în mediul rural, pentru investitorii rural, cât și pentru mediul urban. Potrivit reprezentanților PNL Giurgiu, prezența deputatului Florian Nicolae la conducerea organizației municipale a determinat reacții favorabile în plan local și nu numai. Liberalii au arătat că multe personalități giurgiuvene și-au manifestat intenția de a se alătura echipei de la PNL.